Vă salut și bine v-am găsit din nou la un nou vlog, un nou clip. Îmi cer scuze tuturor că n-am mai postat de ceva timp, cred că e vreo 14 zile, vreo 2 săptămâni. Nu prea am avut timp. Munca, serviciu, acasă cu treburi, nu prea am avut timp să mai filmez. Și astăzi m-am gândit să fac un vlog nou și să vă arăt și vouă. Sper să vă fie de folos, sper să încercați și voi acasă, nu e greu de făcut. După cum se vede, am aici bor mașina pe baterie, autofiletanta, sau cum îi mai spuneți. Am aici, este vorba despre un disc, da? Disc cu pastile Vidia sau pânză cu pastile Vidia, cum vreți să îi spuneți. Eu îi spui disc cu pastile Vidia, da? Este cel de la cositoarea, motocositoarea 635 Husqvarna. Din câte am văzut și eu pe internet, tutoriale, nu știu dacă am văzut și în română, e câteva, dar nu-i multe. Este vorba că aceste pastile Vidia se ascute, da? După un anumit timp de folosire, când se cumpără nou, se ascute aceste pastile Vidia, se ascute și sunt diferite moduri de ascuțire acestor pastile și este mașinării de ascuțit aceste pastile Vidia, este și mai multe feluri de ascuțire și eu o să încerc astăzi să ascut cu bor mașina pe acumulator și cu acest suport abraziv și cu pânză abrazivă de 120 granulație, da? O să ascult aceste pastile Vidia la acest disc, da? De la motocositoarea 535 Husqvarna, da? Deci o să le ascult pastilele Vidia, da? O să vă arăt mai de aproape cum le ascult. Fiecare ascuțiți cum știți, dar eu am văzut și pe internet tutoriale, dar o să încerc să ascut cu această pânză abrazivă eu. Sunt mașinării care ascute cu pânză diamantată, pânză de tăiat metal, dar să aveți mașinărie specială care ascute aceste pastile Vidia, fie disc de cosit iarbă, fie disc sau pânză de circular, de gateri, da? Sunt mai mari, asta e un disc simplu de cosit fânul, iarba, cu motocositoarea, care e universal, da? Acesta e universal, se potrivește la orice cositoare. Sunt mai multe modele, și mai mari, și mai mici, dimensiuni. Și o să încerc să ascult aceste pastile Vidia cu bor mașina pe acumulator, pânză abrazivă de 120, și acest suport care mi-e lipește această pânză abrazivă, da? Nu mai vă rețin mult, o să vă arăt mai de aproape despre ce este vorba, o să vă explic cum ascult eu, sper să vă fie de folos, să încercați și voi, nu este greu. Eu voi folosi bormașina pe acumulator pentru că nu are turații mari, puteți să folosiți și flexul sau bor mașină pe electrică, dar are o turație mai mare. Dacă aveți un variator de turație, să dați turația mai mică, e ok. Nu trebuie necesitat mult insista pe aceste pastile, trebuie doar foarte puțin. Da? O să vă arăt imediat despre ce este vorba, cum s-au tocit aceste pastile, că cu timpul se tocește. Da? Aceste pastile ele sar în timp ce cosești iarba, fânul, ele sar dacă dai cu ea în piatră, în sârmă sau ceva metal, da? În rest, iarba nu are probleme, nici lăstar ceva mai gros nu sare imediat, da? O să vă arăt imediat mai de aproape diferența la pastile, cât e tocite și cât necesită ascuțire, da? O să încerc și eu sistemul ăsta care l-am
m-am gândit eu să-l fac, da? Sunt mai multe modalități de ascuțire a pastilelor Vidia la un disc, la o pânză de circular, care sunt mult mai mari acele pânze, au pastile mai mari Vidia. Eu am un disc de cositoare, da? Deci uitați, am 120 pânza abrazivă, dar e nouă, nu e folosită, uitați. Am acest arici care, suportul ăsta de arici, care e luat de pe la Lidl, foarte bun. Sunt mulțumit de el până acum. Și am aici discul care, despre care este vorba. Ăsta e discul de la motocositoare care am cosit cu ea și în vlogurile din urmă, dacă derulați. E o dimensiune mai mică, e 230x25,4x40T, da? Asta e dimensiunea la disc, sunt și mai mari dimensiuni. Și este vorba de aceste pastile Vidia. După cum se vede, ele s-au tocit aici în raza lor. S-au tocit aici, da? Aici s-au tocit în raza asta. Și eu o să încerc cu pânza abrazivă, cu bormașina, să ascut aceste pastile, da? Aceste pastile o să vreau să le ascut. Nu este greu de ascuțit. Eu o să-l folosesc în menghin, o să-l bag în menghin acest disc și o să iau fiecare dinte în parte să-l ascut, da? Nu foarte mult, nu foarte mult, e potrivit, da? Nu exagerat. Eu o să-i dau pe, nu știu dacă se vede bine, eu o să-i dau o dată pe interior aici, da? Porțiunea asta, aici, da? Interior și puțin exterior aici, un pic, da? Aici. Deci aici partea asta, deci partea asta și cu partea asta, da? Foarte puțin, nu dau exagerat, da? O să vă arăt mai de aproape cum folosesc eu, cum ascut eu cu bormașina pe acumulator, da? Rămâneți aproape. Am discul aici în mână, îl bag în menghină, în poziția asta. E puțin curbat acest disc, sunt unele plate, da? Dar nu mă deranjează chestia asta. Și am aici suportul ăsta de arici cu pânza abrazivă, o bun pe aici, pe suport, lipesc bine, da? Lipesc foarte bine. Vin cu autofiletanda sau bormașina pe acumulator. Strângem bine. Dăm puturație a doua. Strângem bine. Și deci eu o să iau din interiorul de aici. Deci eu o să ascut aici partea asta, da? Partea asta din interior o să ascut puțin, după care aici un pic pe vârf. Are un are ca un șanfren făcut, adică ceva gen de ascuțire, da? E puțin teșitură așa. O stau și aici puțin și aici și aici puțin, da? Aici interiorul ăsta. Asta e sistemul, o să vă arăt imediat cum iese. Dau foarte puține treceri, nu multe, da? Și de un drum. Dăm păturație mai mare. Nu uităm să fie pânza abrazivă potrivită bine. Lipite bine și dăm foarte ușor.
Mai rămân dinte. Deja se cunoaște diferența, deci am dat doar pe interior pastilei. Se cunoaște diferența. Nu foarte mult. Hai să vă arăt cam cum iese. Deci cam cum iese. Uitați. Deci iasă diferența. Uitați. Deci foarte puțin. Da? Doar raza asta, foarte puțin pe interior. Asta. Da? Uitați, astea trei. Am ascuțit trei dinți. Și pe baza menghinei o să răsucesc roată discul și o să le iau la rând fiecare dinte în parte, da? Fiecare pastilă în parte. Deci asta e diferența, uitați. Da? Uitați. Ăștia e dinții care nu i-a ascuțiți. Da? Uitați cum sunt rotunjiți. Uitați aici în vârf, sunt rotunjiți, da? Și uitați pe acesta că s-a ascuțit aici, dați? Deci s-a ascuțit. Deci e agaț, uitați. Exact ca la, sunt pastilele astea, sunt la fel ca la un firăstrău de mână, mai mare, mai mic, sau la joagăr, la fel. Exact ca la cele firăstraie, care are două sensuri de ascuțire, da? Trebuie să agațe puțin, uitați. El se învârte așa, în sus, da? În sens invers. Și la viteza aia, dacă e ascuțit în sensul ăsta, va tăia foarte bine pastilele vide, da? Ce am văzut și eu pe internet, fel și fel de ascuțiri, dar eu ascut cu pânză abrazivă de 120, de 100, dacă aveți, și de 80, dar nu mai mică granulația, nu știu. Să nu vă ia foarte mult din pastilă, da? Eu o să dau cu 120 pânză abrazivă, da? Deci asta e sistemul de ascuțire, da? Deci cam așa ascut eu, da? O să ascut pe interior și după aceea, dacă necesită, voi ascuți și pe exterior, dacă se poate, da? Dar în principal pe interior se ascute mai sigur. Uitați cum agață, se simte la mână, la deget, da? Și pe când cele vechi, uitați, nu agață nimic. Deci e rotunjit în rază. Rotunjirea în rază aici. E rotunjit, da? Se vede. Și diferența aici, uitați. Dacă se aude și pe cameră, se aude cum zgârie pe deget, da? Și uitați diferența la dintele neascuțit. Da? Să simte, da? Că nu agață foarte mult. Cam așa ascut eu discul de la motocositoarea Husqvarna 535 pastile Vidia. O să revin cu, după ce termin acest disc de ascuțit, pastilele, și o să vă arăt cam cum a ieșit, da? Rămâneți alături de acest clip. Haideți că am revenit. Unde aveți, v-am explicat, unde aveți aici pastila Vidia sărită, nu puteți să mai faceți
mai nimic, pentru că s-a dus pastila Evidia, nu puteți să o mai ascuțiți sau o mai îndreptați, n-aveți ce face altă variantă decât să treceți la următorul dinte, da? Trebuie să fie întreg, complet, uitați cum e acestea, da? Eu mai am câțiva dinți și termin, da? Imediat vă arăt terminarea lor, cum arată diferența, da? Doar pe interior am dat cu pânza abrazivă cu bormașina pe acumulator. Fie pe acumulator, fie pe electric sau flex, dar la curent e turația mult mai mare. Dacă aveți variator de turație, reglați turația în funcție de viteză și ascuțiți aceste pastile Evidia, da? Uitați cum agați. Da? Uitați dintele pastila Evidia ruptă. Nu aveți ce să mai faceți la aceasta, da? Treceți mai departe. La următorii dinți, da? Revin cu terminarea, mai am puțin și termin. Cam gata. Uitați, i-am dat și pe partea din exterior. Aici, da? Deci la urmă îi dați interiorul aici, după care exteriorul ăsta la urmă, roată. Foarte puțin, da? Cam ăsta e. Cam asta e ascuțirea. Deci agață foarte, foarte bine. Cam așa ascut eu discul la motocositor 535 RX cu pastile Evidia. Sunt multe mașinării de ascuțit cu pânze diamantate, dar eu am încercat cu pânza abrazivă să ascut aceste pastile și eu, părerea mea, sunt mulțumit. Acum rămâne să-i facem și o probă în sarcină, în fân, în iarbă, să vedem dacă va merge. Nu știu dacă mai se poate anul ăsta, dar la anul se va folosi acest disc cu ascuțirea acestor dinți, acestor pastile Evidia, da? Cam atâta cu ascuțirea discului cu pastile Evidia. Dacă v-a fost de folos, v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați un like, un share mai departe să vadă și prietenii voștri. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, să ne vedem cu bine la următorul vlog. V-am salutat!